Ieșită din lupta pentru promovare, Viitorul Chimian dispută mâine de la ora 18 pe stadionul municipal din Drobeta Turnul Severin, ultimul meci al sezonului pe teren propriu. Echipa pregătită de Valeriu Tița va întâlni ocupanta locului al treilea, Gilordul Târgu Cărbunești, de care o despart 5 puncte. Aflați la 2 puncte sub CSE Ofiliași, gorjenii au nevoie de victorie la malul Dunării pentru a spera în continuare la locul secund, care asigură prezența în semifinalele barajului pentru promovarea în Liga a doua. În celălalt meci din play-off-ul seriei a 7-a, CSE Ofiliași joacă astăzi de la ora 18 pe terenul liderului CSM Deva. Hunedorenii nu mai pot pierde primul loc și sunt deja cu gândul la meciul din semifinalele barajului de promovare, unde vor întâlni ocupanta locului al doilea din seria 8-a, Șoi Milipova. Târgu Cărbunești sau Filiaș vor juca peste două săptămâni pentru calificarea în finala barajului cu CSM Reșița.